În această atmosferă înălțătoare de la Betel nu pot să încep altfel decât zicând: Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Amen. Sunt bucuros să pot să vă găsesc în această duminică dimineața la închinare și trebuie să mărturisesc că atmosfera de închinare de aici din Biserica Betel este cu adevărat, așa cum am spus, înălțătoare. V-am văzut și am fost cu dumneavoastră părtași la ora de rugăciune, am fost părtași cu dumneavoastră la cântările care s-au cântat aici, am fost părtași la bucuria pe care o au cele două familii și împreună cu cele două familii Biserica întreagă, pentru că Dumnezeu, când dă copii familiilor Bisericii, îi dă de fapt și Bisericii. De aceea, din toată inima doresc ca astăzi. Aici, în Biserica Betel, și în continuare, Domnul să lase har prin cuvânt. Amen. Sunt bucuros să pot să fiu alături de slujitorii Bisericii dumneavoastră astăzi, alături de cei ce slujesc prin predicare, alături de cei ce slujesc prin cântare și din toată inima dorim ca pe toți, pe toți să ne binecuvânteze Domnul. Amen. A fost așezat un cuvânt la temelia acestui serviciu. Psalmul 127. Un cuvânt care ne pune înainte câteva lucruri importante. În primul rând, ați înțeles și dumneavoastră împreună cu mine, pentru că astăzi ne referim la familie în mod special având în vedere faptul că sunt familii care și-au adus copii aici. Ați înțeles și dumneavoastră împreună cu mine că cel ce zidește familia este Domnul. Dar vă întreb eu, ați mai înțeles dumneavoastră împreună cu mine că cel ce păzește familia este tot Domnul? Rămâne însă o întrebare. Dacă cel ce păzește este Domnul, dacă cel ce zidește este Domnul, rămâne o întrebare la care astăzi, mă rog lui Dumnezeu, să putem răspunde fiecare dintre noi cu înțelepciune. Cine stăpânește în familia noastră? S-ar putea să se grăbească cineva și să zică, păi bărbatul este capul. S-ar putea să se grăbească cineva și să greșească. Eu vreau astăzi să vă chem pe toți cei ce sunteți aici, să fim de acord că cel ce zidește familia, cel ce păzește familia, are dreptul să stăpânească familia. Și mă rog Domnului ca toate familiile reprezentate astăzi aici, în Biserica Betel, să-l aibă în ele ca stăpân pe Domnul. Prea adesea, noi facem așa o, o mică diferență între ceea ce înseamnă casa lui Dumnezeu și casa noastră. Și ni se pare că aici sunt lucrurile sacre în casa lui Dumnezeu, iar celelalte de luni, de marți, de miercuri încolo, în casa noastră, sunt lucrurile de fiecare zi. E bine, chemarea mea pentru dumneavoastră în această zi este să facem și din casele noastre casea lui Dumnezeu. O ferice casa unde este Domnul e o cântare veche. Acolo unde este Domnul prezent, așa cum noi spunem că astăzi Domnul este prezent aici în Betel, ferice casa unde este prezent Domnul, pentru că acolo dă Domnul binecuvântări nespus de mari. Vă aduceți dumneavoastră la minte că în Vechiul Testament... Într-un context anume, chivotul Domnului a ajuns în casa lui Obed-edom. Știți pasajul acela? Știți ce scrie despre casa lui Obed-edom, în, în a cărei interior a stat chivotul Domnului pentru o vreme? Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom. Pentru că acolo unde Domnul este prezent în casă, el revarsă binecuvântare din belșug. M-am tot întrebat cum o fi binecuvântat Domnul casa lui Obede Dom. Nu scrie nicăieri că le-a apărut aur pe pereți. Nu scrie nicăieri că i-a crescut casa cu un etaj. Dar înțeleg ceva. Știți cum e bine binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu în casă? Parcă îl văd pe Obede Dom când era în casă și era și soția lui. Când vorbea cu soția lui, nu vorbea oricum, ci zicea, Domnul e aici. Vorbesc cu ea ca în prezența Domnului. Copiii sunt aici în casă, dar nu-mi permit să vorbesc cu ei oricum, pentru că Domnul este aici. Casa în care este prezent Domnul este o casă în care nu te porți oricum. Cu mai mulți ani în urmă, am fost într-o tabără de tineret și soția mea de acolo a cumpărat un Actibild, pe care nu l-am văzut decât pus pe ușa casei noastre. Știți ce scria pe acțibilul acela, și scrie și astăzi, și e pe ușa casei noastre. Aici locuiește Isus. Și trebuie să vă spun ceva. De fiecare dată când intru în casă, pun cheia în ușă lângă butucul acela, văd acțibilul pe care scrie Aici locuiește Isus. Și îmi dau seama că și acolo în casă, noi trebuie să trăim ca în prezența Domnului, ca în adunare. De aceea mă rog lui Dumnezeu. Ca toți cei ce sunt familiști aici, în Biserica Betel, să ia în calcul această mare binecuvântare pe care poate să o aibă fiecare, nu numai aici, în Biserică, ci și în casele noastre, avându-l pe Domnul acolo în centru. Sigur că a face din casa ta o casă a Domnului este o datorie a oricărui om credincios. Însă, în această zi, aș vrea să mă îndrept cu precădere spre cei ce sunt părinți. Acești tineri părinți care și-au adus fetițele la binecuvântare, dar nu numai ei. Toți cei ce sunt părinți, și ca să fiu un ton cu fratele păstor Apolzan, de ce n-aș zice ceva și în dreptul bunicilor, care au o contribuție foarte însemnată la ceea ce înseamnă creșterea și educarea copiilor în familiile noastre. Tocmai de aceea aș vrea astăzi să înțelegem, dragii mei, un adevăr de care trebuie să ținem cont fiecare dintre noi. Când Dumnezeu ne dă copii în casă, știți ce face Dumnezeu cu noi? Ne încredințează o mare misiune. Să nu credem noi că misiunea e numai la penitenciar în Arad. Să nu credem noi că misiunea este numai peste hotare. Să nu credem noi că misiunea este uh, numai când mergem în satele din Bihor ca să ducem Evanghelia. Există o misiune pe care o are fiecare părinte în casa lui. Și lucrul acesta ar trebui să ne responsabilizeze pe fiecare dintre noi și să înțelegem că a crește un copil nu e un lucru mic. E un lucru nespus de important, nespus de mare, pentru că. Toți părinții de aici sunt de acord cu mine și vor zice un amin. Noi trebuie să creștem copiii pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Și de aceea creșterea oricărui copil de către un părinte credincios este o adevărată luptă pentru sufletul copilului. O adevărată luptă. De ce spun asta? Vă rog să luați dumneavoastră în calcul un lucru pe care eu îl socotesc foarte important pentru perioada pe care o traversăm noi din punct de vedere istoric. Știți dumneavoastră expresia aceea, șapte ani de acasă? Știți că nu mai e valabil astăzi? Mai stau copiii noștri șapte ani acasă cum stăteau înainte? La trei ani se duc la grădiniță, la șase ani se duc la școală, ba, unii se duc și mai devreme la creșă și copiii ajung să petreacă mai mult timp în afara casei decât în casă. Însă vreau să spun astăzi tare și răspicat, mandatul lui Dumnezeu pentru orice părinte este să vegheze la creșterea copilului lui. Sfânta Scriptură zice, și voi părinților nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Când e vorba de creștere aceasta, vă rog să înțelegeți că nu e doar creșterea fizică luată în calcul, că de fapt creșterea fizică, haideți să fim onesti, o face Dumnezeu, nu o facem noi. Dumnezeu e Cel ce crește fizic. Și vedem și copii care probabil n-au avut parte de multe în copilăria lor și au crescut și ei mari ca brazii pentru că această creștere fizică o face Dumnezeu. Dar când părinților li se spune creșteți pe copii în mustrarea și învățătura Domnului, asta înseamnă educarea copiilor într-un spirit plăcut lui Dumnezeu. Nu pot să nu îmi exprim aprecierea pentru biserica dumneavoastră, pentru că de departe se vede, de foarte departe, nu numai de la Timișoara, și mai de departe, că biserica dumneavoastră arată o preocupare deosebită pentru copii și educarea copiilor. De aceea există în Oradea Liceul Teologic Pentecostal Betel. Pentru că oameni ca și dumneavoastră ați înțeles importanța educației copiilor și pentru aceasta fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Însă, dragii mei, e datoria noastră ca predicatori să strigăm de la învoanele bisericilor într-o vreme ca și aceasta, când lumea face eforturi susținute ca să câștige sufletele copiilor noștri. Am fost indignat ieri sau alalte alalt, ieri, cred că. Când am văzut un titlu de știre, nici n-am vrut să cite știre, am văzut doar titlu de știre. Creșă LGBT pentru copii, creșă. Vă dați dumneavoastră în Berlin. Vă dați dumneavoastră seama ce vremuri istorice traversăm noi acum? Dar și în vremurile acestea, Dumnezeu vrea copiii noștri să rămână ai Lui. Și pentru aceasta noi avem datoria să înțelegem că a crește un copil nu e un lucru simplu. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și El se angajează să ne-l dea. Tocmai de aceea mă rog Domnului ca fiecare părinte să-și înțeleagă misiunea de a crește copiii pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că, iată, copiii sunt expuși unor influențe nefaste din exterior, dar și din interior. De ce spun asta? Gândiți-vă, dumneavoastră, se duc copiii la școală, nu mă refer la Betel aici, dar sunt o mulțime, Betelul e, liceul Betel e doar o școală din Oradea. Gândiți-vă, dumneavoastră, se duc la școli unde nu au Dascăl credincioși, ca la Betel. Ajung să stea între colegi care nu sunt credincioși. Ajung să stea între colegi temiri. Eu m-am mirat când am am auzit lucruri din acestea între copii. N-are el telefonul ăla smart, dar îl are colegului și îl cheamă colegului să-i arate ce a văzut el pe telefon. Știți, dumneavoastră că astăzi un copil de șase, 7 ani este, este expus la aceleași lucruri la care este expus un adult? Sufletelul acela fraged vede violență câtă vede un adult. Va face el față. Vede imagini mizerabile. Poate să vadă aceasta dacă noi nu vegem. Și tocmai de aceea spun, e datoria noastră să luptăm pentru sufletele copiilor noștri. Pentru că sunt aceste influențe nefaste din exterior care vin asupra copilului. Dar trebuie să spun că este și influența din interior asupra copilului. Știți că și ei au fire pământească? Și ei se nasc de la păcatul lui Adam în coace, toți cei ce se nasc pe pământ se nasc cu firea pământească care îi trage spre păcat. Și tocmai de aceea este nespus de important ca părinții credincioși să-și crească copiii în mustrarea Domnului. Ce înseamnă asta? Să-i se pună mereu copilului înainte Uite ce spune Domnul, asta îi place Domnului, asta nu-i place Domnului. Dragii mei, contează așa de mult ce facem cu copiii noștri. Uitați-vă la mine, sunt un om cărunt. Dar știți că sunt o mulțime de lucruri din copilăria mea pe care mi le amintesc așa de bine lucrurile pe care le-am învățat în casa părinților mei, o imagine aceea sfântă pentru mine, a mamei mele în rugăciune. N-am să pot să o uit niciodată. Sau cuvintele tatălui meu, după ce am terminat clasa 8 -a, eu am crescut undeva pe, pe malul Someșului, în Ardeal, și când am terminat clasa 8 -a, am plecat să fac liceul la Timișoara și am rămas la Timișoara. Dar țin minte și acum, E o imagine sfântă pentru mine. Țin minte că tata mă conducea spre gară, spre tren. Și tata îmi ducea geamantanul acela în care mi-a pus câteva lucruri necesare pentru viață. Și pășeam tăcuți amândoi pentru că niciunul dintre noi nu ne plăcea momentul. Eu mă temeam de plecare, Tată, tatălui meu nu-i plăcea că trebuie să-și ducă copilul să călătorească, să se ducă departe. Mergeam destul de tăcuți Spre gară, și la un moment dat, pe o înălțime pe care treceam, tata s-a oprit cu geamantanul în mână, s-a uitat la mine și, într-un mod profetic, a zis cuvintele acestea, anelule, te duci la timișoara, Dumnezeu te va binecuvânta acolo. Dar zicea el așa, dar vezi să nu-l uiți pe Domnul pentru că de la El avem toate lucrurile. M-au cutremurat cuvintele Lui atunci, mă cutremură și astăzi, chiar dacă tata s-a dus la răsplătirile veșnice. De ce v-am spus asta, dragii mei? Ca să înțelegem că în copilărie putem să lăsăm amprente binecuvântate pe viețile copiilor noștri. Amprente care se însoțească în toate zilele vieții lor. Tocmai de aceea, misiunea unui părinte nu este deloc simplă. Și aș vrea astăzi să mă îngăduiți să vă citesc vouă, părinților, un cuvânt. Un cuvânt din Scriptură pe care cu siguranță îl știți, este în proverbe la capitolul 22 cu versetul 6 și cuvântul acesta iată ce spune. Zice așa, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. În casele noastre este cea mai importantă instituție de educație pentru copiii noștri. Spune iarăși, cea mai importantă instituție de educație pentru copiii noștri este în casele noastre. Poate veți zice, da, dar stați, frate, că se duce la liceu, e bine, se duce la facultate, e bine, dar repet, cea mai importantă instituție de educație trebuie să fie familia creștină. Doamne, ajută-ne! De ce spun aceasta, dragii mei? Pentru că acolo în familie, practic, părintele este responsabil de întregul proces de educare al copilului lui. Am ascultat și eu întâmplarea aceea tragică, poate că ați auzit-o și dumneavoastră, despre copilul căruia tatăl i-a dat tot ce și-a dorit. I-a dat tot ce a vrut. Când a avut 18 ani, i-a cumpărat o mașină Adevărat bolid. Și copilul la vârsta aceea călcat pe dala, a călcat pedala, s-a dus, era împreună cu un alt coleg de-al lui în mașină, a călcat pedala și s-a dus, a ieșit din șosea, s-a răsturnat. Dezastru. Și acolo, lângă mașina aceea, până să apară smurdu, până să apară pompierii și salvarea, lângă mașina aceea, omul care stătea alături și îl vedea pe bietul băiat de la volan prins între fiarele acelea contorsionate ale mașinii, i-a spus un lucru, roagă -te. Și copilul, printre vaietele lui, a zis, mie tata mi-a dat multe lucruri, mi-a dat tot, dar nu m-a învățat să mă rog. Nu-i nimic mai dramatic decât să crești un copil într-o familie și copilul acela să nu știe de mic să-și împreuneze mânuțele și să se roage lui Dumnezeu. Nimic nu-i mai dramatic decât asta. Ei bine, vreau astăzi să aduc aminte tuturor părinților prezenți aici. Știu că toți ne îngrijim ca părinți și ca bunici, ca să aibă copiii noștri de toate. Și ne rugăm pentru bunăstarea lor și nu facem rău. Și vrem să le oferim și să le facem bucurii. Dar astăzi eu sunt dator să vă spun ceva. Omul, deci și copilul acela mic, este o ființă spirituală care are un suflet și care locuiește într-un trup. E datoria noastră să avem grijă în procesul acesta de creștere al copiilor, să avem grijă de sufletul lor. Atâta grijă avem, vedeți dumneavoastră, copiii de când sunt mici. Gândiți-vă la un copilaj de câteva luni. Gândiți-vă dumneavoastră. Nu știe să vorbească și să spună ce are nevoie. Dar știe părintele ce are nevoie. El nu știe copilașul decât să plângă. Și părintele știe că trebuie să-i dau o mâncare, trebuie să-l schimb, trebuie să fac asta și asta pentru el. Nu credeți că tot așa trebuie să știe părintele, și din punct de vedere spiritual? Lucruri pe care poate copilul nu le înțelege. Poate copilul crede că el trebuie doar să stea pe tabletă sau în fața televizorului. Dar tu, ca părinte, trebuie să știi că acest copil are nevoi spirituale și, mă rog lui Dumnezeu, așa cum ne-am rugat la ora de rugăciune, să ne deschidă Domnul ochii, să vedem nevoile spirituale și sufletește ale copiilor noștri. Pentru că, dragii mei, spun din nou, lumea face eforturi ca să ia sufletul copiilor noștri, să-i stăpânească pe copiii noștri, dar din capul locului am spus că noi vrem în casa noastră să stăpânească Domnul. Și pe cei ce sunt în casa noastră să-i binecuvânteze Domnul și la plecare, să-i binecuvânteze Domnul și la venire și să rămână cu Domnul în toate lucrurile. Prin urmare, dragii mei, aș vrea să mă îngăduiți să pun această întrebare pe care cu siguranță părinții și-o pun mereu, mereu. Ce să-i dau copilului meu? Sau unii se gândesc mai departe și zic așa, ce să-i las copilului meu? Ce zestre să-i dau? Ce moștenire să-i dau? Dragii mei, Vreau astăzi să mă îngăduiți să vă spun că e absolut necesar și este nu doar necesar și suficient ca pe copiii noștri în casele noastre să-i pregătim, așa cum spune cuvântul, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, învață-l de mic și când va fi mare nu se va abate de la ea. Știți cum învață copiii? În casele noastre, în primii ani de viață, când sunt mici și noi credem că ai el e acolo și nu știe multe. Copilul învață nespus de mult, nu prin discursuri, atenție. El învață prin observare. El observă ce se întâmplă. El îl vede pe tata cum vorbește în casă, o vede pe mama cum vorbește în casă, îi vede pe frățiorii lui cum, fac, cum, cum se comportă în casă. Când vine un copilaș în lumea aceasta, știți ce mică e lumea lui? Am fost cu ceva vreme în urmă, în vara asta de fapt, am fost în satul meu natal. Și am stat pe prispa casei bunicului meu, care mie mi se părea când eram copil, a, era mare să mă duc dintr-un capăt în altul. Am stat pe prispa casei și am zis soției mele, Draga mea, tu știi ce, mică, ce mare îmi părea mie prispa pe asta? Și uite cât e de mică. E așa de mică lumea copiilor. Ce au în lumea lor? Pe mama, pe tata, pe frățiorul sau pe surioara. Asta e lumea lor. Și dacă se duc la bunici, nu știu unde, pe strada aia, la altă, oh, au ieșit în lume. În lumea asta mică a lor. Știți, dumneavoastră, că e mare, mare nevoie ca ei să știe că întotdeauna și Domnul e parte din lumea aceea mică? E foarte important lucrul acesta. Să știe că și Domnul e acolo. Ați învățat copiii să se roage? Ați învățat copiii să cânte, cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu? E lucrul cu care este dator fiecare părinte. Dator, zic, dator. Aș vrea, dragii mei, să mă îngăduiți să spun că în casele noastre, ca să nu se îndepărteze copilul de la calea cea bună pe care o punem înainte, trebuie să-i punem calea cea bună și trei lucruri aș vrea să subliniez astăzi. Întâi, să-l ajutăm să-și dezvolte relația cu Dumnezeu în casa noastră, primul lucru, să-l ajutăm să-și dezvolte relația corectă cu sine însuși și să-l ajutăm să lege relații sănătoase cu cei din jur. E complicat? Simplu. Dar, dragii mei, cum vom face noi lucrul acesta? În primul rând, trebuie să ne gândim la relația copilului cu Dumnezeu, pentru că vrem să creștem copii pentru Raiul lui Dumnezeu. Și vrem copiii noștri să umble cu Dumnezeu aici pe pământ, și apoi cu El să fie în slavă în vecii vecilor. Ca să dezvolte relația cu Dumnezeu, va trebui să învățăm pe copiii noștri să se raporteze la Dumnezeu. Mereu, mereu să se raporteze la Dumnezeu. Am ascultat cândva un interviu al unui om de cultură de aici din România, care m-a impresionat de-a dreptul. Știți ce spunea omul acesta? când copilul meu a împlinit șase ani. Mă pregăteam să-l duc la școală. Și zicea, înainte ca să vină vremea de mers la școală, în vara de dinainte acelei toamne, mi-am făcut timp și l-am luat pe copilul meu și l-am dus într-un cimitir mare. Ne-am plimbat prin cimitir, a avut ocazia să vadă și o înmormântare, a avut ocazia să vadă monumente funerare, a avut ocazia să vadă și groapă deschisă, și zicea el, i-am spus fiului meu de șase ani, așa. Vezi, fiule? Așa se încheie viața de pe acest pământ. Aici. Dar ca să nu-i rămână copilul bulversat, zicea el așa. Am așteptat să vină seara. O seară cu cer înstelat. Și mi-am luat copilul seara într-un loc în care nu sunt becuri, ca să se poată vedea bine cerul. L-am dus și am zis, fiule, astăzi ai văzut cum se termină viața pe acest pământ, dar vreau să te uiți sus, să te uiți, să vezi nemărginirea, să știi că este ceva mai mult decât ce e aici pe pământ. Și am zis, Doamne, ce om înțelept! Dragii mei, cred că noi trebuie să învățăm pe copiii noștri, să ajutăm să înțeleagă că ei trebuie să se raporteze la Dumnezeu. Adică, ce înseamnă asta? Am spus, copilul învață prin observare. Degeaba îi ții la un an de zile, când are vârsta de un an, o predică despre Dumnezeu. Nu va fi foarte eficient. Dar dacă va vedea că mama și tata se opresc din toate ale lor și iau în mână Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, că citesc din Scriptură, că vor cânta o cântare, că se vor pleca pe genunchi împreună, copilul acela va înțelege că este un moment sacru în familie. Când el trebuie să înceteze jocul, când toți se opresc din toate. Suzana Wesley, a crescut 17 copii și vă aduceți aminte că fiii ei au fost folosiți de Dumnezeu. Femeia aceasta, citeam despre ea, cu multă uimire am citit despre ea, își făcea timp să se roage în fiecare zi cu fiecare dintre cei 17 copii. Îi lua pe fiecare separat și făcea câte o rugăciune cu fiecare copil. Dar avea și ea nevoie de timpul ei și zicea cronicarul care a scris asta, i-a purtat un șorț și își lua șorțul și îl punea pe cap. Și când își punea șorțul pe cap, toți copiii știau că nu-i voie să mai fie mișcare și gălăgie în casă, că se roagă mama. Înțelegem noi cum îi învățăm pe copiii noștri să se raporteze la Dumnezeu? Ajutându-i să vadă în casa noastră prezența rugăciunii, ajutându-i să vadă în casa noastră cântarea de laudă la adresa lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât. Îi vom ajuta pe copiii noștri dacă în tot ceea ce vom face, noi înșine ne vom raporta la Dumnezeu. Și când vom fi tentați spre ceva să zicem, asta noi nu facem pentru că asta nu-i place Domnului. Sau facem asta pentru că îi place Domnului. Și știți, veți fi uimiți. Am o nepoțică, am o nepoțică am, am cinci nepoți și mă pregătesc pentru al șaselea care e pe drum. Dar una dintre ele, noi avem obiceiul când, plec, când plec, plec, eu de acasă, ne adunăm în pragul ușii, vine soția lângă mine și cei ce sunt în casă și ne rugăm împreună. Și într-o zi, trebuie pe acolo, eram îmbrăcat, dar voiam să ies în curte. Și ce credeți că îmi strigă Iunis de acolo de departe? Nu te-ai rugat! Și asta și-am zis, uite ce bine a observat și un copil de trei ani și un pic, de-abia s-a dus la grădiniță prima dată. Cum am învățat ea asta? Prin observare. Contează nespus de mult. Contează nespus de mult ce observă copiii în casa noastră. De vor observa părinți care se raportează la Dumnezeu, copiii aceștia vor învăța să se raporteze la Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciunea să ne raportăm la Dumnezeu în casele noastre, pentru că în felul acesta copiii noștri vor învăța să se raporteze ei la Dumnezeu și să aibă o relație cu Dumnezeu. Mai mult decât atât. În relația cu Dumnezeu e important să învățăm să se raporteze la Dumnezeu, dar e important să învățăm să se încreadă în Dumnezeu. Cum îi vom învăța să se încreadă în Dumnezeu? Noi ne bucurăm ca părinți să vezi copilul că stă la înălțime și are încredere în tine ca tată să se arunce în brațele tale. Dar ascultați-mă bine, copilul trebuie să se încreadă mai mult decât în tata, în Domnul. Și tocmai de aceea e important să lucrăm ca să dezvoltăm încrederea copiilor noștri în Dumnezeu. Și cum facem lucrul acesta? Repet, arătându-le că noi înșine ne încredem în Domnul. Să ne audă zicând, Doamne, Tu ne-ai dat pâinea pe masă. Să ne audă zicând, stați să vă povestesc din când în când în casa noastră. Știți că noi am trecut printr-o încercare, am trecut printr-un moment greu dar Domnul a ascultat rugăciunea și a purtat de grijă. Așa se dezvoltă încrederea copiilor în Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, în relația cu Dumnezeu, raportarea la Dumnezeu trebuie să o învețe prin observare, încrederea în Dumnezeu să o învețe prin observare, dar și iubirea de Dumnezeu. Trebuie să învețe să-L iubească pe Dumnezeu. Picum cum va învăța să-L iubească pe Dumnezeu dacă nu mă vede pe mine ca tată că-L iubesc pe Dumnezeu? Cum va învăța el copilul să se ducă duminica dimineața la biserică? Sunt astfel de situații. Dacă tata se trezește duminica dimineața și stă, se întinde și zice, astăzi nu mă duc. Știți ce învață copilul acela mic? Zice, biserica nu e chiar așa de importantă, că și tata a zis că astăzi nu. Și când e copilul acela de 20 de ani, scribile te aici și zici, rugați-vă pentru copilul meu că nu mai vine la biserică. Dragi mei, copiii zic din nou învață prin observare și mă rog Domnului ca în casele noastre, copiii noștri să observe că părinții lor se raportează la Dumnezeu, se încrede în Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu și biserica, să zică amin. amin. Dragi mei, în relația cu ei înșiși trebuie să învețe ceva. Ce? Dragi mei, trăim vremuri ciudate. Știți care sunt cele mai cumpărate cărți din librărie astăzi? Cărțile de dezvoltare personală. Știți asta, nu? Astea sunt cele mai de succes, cele mai căutate. Și te trezești cu discursuri de dezvoltare personală, ți le dă și câte un adolescent mai, un tinerel de ăsta de 20 și ceva de ani și el e expert în dezvoltarea personală. Ei bine, vreau să spun astăzi, dragii mei, că toate discursurile acestea de dezvoltare personală se învârt în jurul unui singur lucru. Care e Eul. Tu poți, tu știi, tu te descurci. Tu poți. Și știți ce dezvoltă asta într-un copil, într-un om? Eu sunt cineva. Ei bine, eu stau în fața dumneavoastră să vă spun că în relația cu sine, copilul trebuie să învețe din casa noastră smerenia. Da, e foarte importantă. Nu e populară, dar ca să poată să fie copilul ceea ce trebuie să fie, el trebuie să dezvolte smerenia. Și la aceasta îl putem ajuta. Cum adică? Să-l ajutăm să înțeleagă. Dragul meu, te-a lăudat educatoarea astăzi la grădiniță? -a, Ți-a dat o notă bună învățătoarea la școală? Vreau să știi ceva. Tu ai putut să faci asta pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat să fii înțelept. O, dacă vom... Dezvoltăm copiii smerenii aceasta înțelegându-i că meritele pe care ei le au, le au pentru că li le-a dat Domnul. Îi vom ajuta să crească smeriți înaintea lui Dumnezeu. Și ce e mai frumos, nu doar înaintea lui Dumnezeu, și înaintea oamenilor, decât un om care știe să umble smerit cu Dumnezeu. Încă ceva trebuie să învețe copiii în relația cu ei înșiși. Integritatea, nu doar smerenia. Ce înseamnă integritatea? Adică să știe că ei trebuie să se poarte frumos nu doar uh, când îi mama și tata de față, nu doar când îi vede cineva, ci și când sunt singuri, și când au camera lor, și au telefonul lor, să învețe că sunt lucruri pe care nu le vor face. Știți ce înseamnă asta? Îi vor chema copii, colegi de lor, hai să-ți arăt ceva pe telefon. Și un copil care crește cu integritate, știți ce va zice? O, oh, eu așa ceva nu. Eu așa ceva nu. E important în relația cu ei înșiși să, să crească ca și copii smeriți, ca și copii integri și încă ceva. Și cumpătarea trebuie să o învețe în relație, cu, în raport cu ei înșiși. De ce spun cumpătarea? Nu vedeți că trăim în vremuri în care ne spun alții tot ce avem nevoie. Reclamele vin să ne spună ho, oh, ție ți s-ar potrivi asta, tu ai nevoie de asta. Și încep oamenii săraci de ei să creadă Că lor li se cuvine tot ceea ce se prezintă acolo. Dragii mei, cumpătarea în familie se învață. Și de aceea părinții creștini au nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu, să-i ajute pe copiii lor să crească în cumpătare. L-auzeam pe un, un om al lui Dumnezeu, un predicator din America. Mi-a plăcut nespus de mult să-l aud zicând așa. Cum învață el cumpătarea personală. Știți ce a zis? Zice, dacă văd în magazin un lucru care mă tentează, care mă determină să îl vreau. Deci, știți ce fac? Șapte zile nu îl cumpăr. Stau șapte zile și cântăresc. Chiar îmi trebuie? Chiar mi-e necesar sau nu? Și de-abia după șapte zile, dacă ajunge la concluzia că e chiar necesar lucrul acela, se duce să-l cumpere. De ce aceasta? Pentru că omul vrea să cultive virtutea aceasta a cumpătării. Ori cumpătarea, dacă vrem să creștem copii de care să ne bucurăm noi la bătrânețea noastră, dacă vrem să creștem copii de care se bucură Dumnezeu, e important ca ei să crească cunoscând smerenia, integritatea și cumpătarea. Și iarăși Biserica are voie să zică Amin! amin. Și acum în relația cu cei din jur, ce avem de făcut ca un copil să poată să crească așa cum trebuie în relația cu cei din jur? Trebuie să-l învățăm pe copil de mic să fie bun. Știți că Dumnezeu e bun? Bunătatea e din Dumnezeu. Al învăța pe copil să fie bun e un lucru cât se poate de necesar și de potrivit. Ce înseamnă să fii bun? Ei trebuie să învețe bunătatea în casa noastră. Să vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu și apoi să zicem, ca și Dumnezeu vrem să fim și noi și noi vrem să fim buni. Tot în casa noastră trebuie să învețe compasiunea. Vedeți, este un verset din scriptură care zice așa: să nu știe stânga ce face dreapta. Dar cred că dacă în scop didactic faci ceva pentru copilul tău, nu faci rău. La un moment dat să zici copilului tău: Uite dragul meu, astăzi ne ducem în familia Cutare de la noi de la biserică. Știi că ei au mai mulți copii? Știi că ei nu au atâtea câte ai tu. Auzi, tu nu ai prin casă ceva jucării, tu ai multe jucării. Nu ai ceva jucării la care ai putea să, să renunți, să faci o bucurie la copiii aceia și apoi să-l iei de mână, să vezi ce bagaj își face, să-l iei de mână și să te duci în casa aceea. Știi ce va rămâne în mintea copilului aceluia? Va rămâne imaginea tatălui sau a mamei care l-a luat și s-au dus să ajute pe un necăjit. O, dacă am înțelege lucrul acesta, dragii mei, că în relația cu cei din jur, copiii noștri trebuie să învețe bunătatea, să învețe compasiunea, să învețe facerea de bine. Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun că toate aceste lucruri trebuie să le facă un părinte creștin. Însă, nu sunt simple. De aceea, vreau să vă spun că ajutorul nostru al tuturor, cum era la ora de rugăciune, psalmul citit. Ajutorul nostru al tuturor vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Te uiți ce înseamnă creșterea unui copil? S-ar putea să te speri și să zici, Doamne, voi putea eu din copilașul acesta să fac un om al tău? Voi putea să fac un om de care să se bucure Dumnezeu, de care să se bucure familia lui și de care să se bucure societatea? Voi putea eu să fac asta? Și dacă ești smerit, cum vrei să-l înveți pe copilul tău să fie smerit, vei zice, Doamne, mă tem că eu nu pot. Dar am nevoie de ajutorul tău. Și vreau să vă asigur că Dumnezeu e gata să dea ajutor. Familii din Biserica Betel, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să binecuvânteze copiii voștri, familiile voastre. Și dacă este cineva cumva aici, care poate are o strângere de inimă și un nod în gât astăzi zicând, frate lui, eu cred că am pierdut trenul, copiii mei deja au ajuns mari și nu sunt ceea ce ar trebui să fie. Vreau să-ți spun, fără să mai deschid Scriptura, uită-te în cartea aceasta și vezi că este nădejde și pentru ei. Roagă-te lui Dumnezeu, stai înaintea lui Dumnezeu și vei vedea cu bucurie. Aș putea să vă dau exemplu din familia noastră. Aș putea să vă dau exemplul acesta ca să înțelegeți că El, Domnul, ascultă rugăciunea. Și la mai devreme sau mai târziu, cel pe care îl iubești se va întoarce înaintea celui spre care tu strigi și zici, Doamne, dă ajutor și mântuire. Amin.